Bun găsit, dragi telespectatori, suntem în comuna Ghimeș-Făget. Vreau să vă semnalez un lucru deosebit care, sincer, și a pătruns și la sufletul meu. Este vorba de o acțiune caritabilă din partea celor care lucrează la primărie. Este un gest deosebit pe care îl fac acești oameni pentru semenii lor. E vorba de un act de caritate pentru o persoană cu dizabilități. În spatele meu este casa unde, pe care o vor vizita în acest moment. Imaginile cred că spun foarte mult. Mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua! Vă deranjăm? Nu. Vă deranjăm. Ce faceți? Stau și ce faceți? Da. Vă că știm problema cu copilul care l-a avut și ați avut și o cerere depusă către primărie. Da. Mă, dar uite că colectivul primăriei a participat la împodobirea unui pom de Crăciun care a fost la târgul de Crăciun. Da. O parte din bani ei vrea să îi doneze pentru problema da, care o aveți voi. Da, puteți să intrați și în casă. Da, vedem un pic copilul. Da, puteți. Cel mare e la școală. Nu iau de la școală. Da. El e cu problema. Bună ziua. Da, băiatul, da, este cu problema. Haideți, nu știu, stau fericită. Salutare! Haide, Valentina zice. Alex, bravo, crești mare. Pe tine cum te cheamă? Crești mare. Da, pe tine. Pe tine? Uite, noi v-am adus și câteva dulciuri. Ca să nu fie favorizat doar frățiorul care este bolnavior. Așa. Și da, nu pune acolo. La ceilalți doi, da. Și cum, am înțeles că deja i-ați făcut, au avut o intervenție, nu? Da, și mai trebuie să fac vara, o dată mai trebuie să fac intervenția, da. Iar momentan merge în... Așa merge, da, dacă... Nu trebuia să... Măi, trebuia să-l luau așa, nu zic că... Lasă, lasă! Da, cine o că, da. Ici că stai zi, vinde. Acolo, da. Aici au pus ceva. Și vara trebuie să păreze aici jos, dacă nu pune piciorul jos până la vara, până în iunie. Poți să te îmbrăți, mă pe lans, nu e bine. O să vede până la vara, o să vede. Prima dată când ne-am înscris la concursul cu împodobirea bradului, ne-am gândit la o... În caz social, da. Toată echipa, colectivul primăriei a decis ca să vă mânăm banii vouă. Mulțumim frumos! Să fie spre sprijinul și ajutorul copilului. Mulțumim frumos! Să se facă bine! Și aveți copii frumoși, să aveți grijă de ei!